Astăzi invitat la Vieți Transformate este Gabi Rusu Hac. Bine venit, Gabi! Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație. Erai adolescent sau preadolescent în momentul când te-ai hotărât pentru Domnul Iisus Hristos. De la 11 ani mama ta a început să frecventeze o biserică neoprotestantă, evanghelică, și apoi la 15 ani a fost momentul deciziei tale. Spune-ne, de ce crezi că la 15 ani un tânăr decide să-L urmeze pe Hristos? Da, e chiar o bucurie mare să pot să spun despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, despre modul în care El a intervenit și a schimbat și a dat o traiectorie vieții mele. Nu pot să spun că atunci, la vârsta respectivă, aveam o traiectorie. La vârsta respectivă, explorez, te uiți încă în stânga mai întreabă cei mari ce vrei să te faci când ești mare. Exact, da, da, da. Și poate nici nu s-a inventat ceea ce vrei să te faci. Ceea ce e foarte interesant e faptul că, da, vin dintr-o familie de ortodoxi, care, și în contextul în care... Ai crescut la Baia Mare? Am crescut la Baia Mare, născut la Baia Mare, maramureșan jet pe jet, da, și venit... Ai și clop? Am și clop, da, deci, cu toate, da. Am și brișcă de multe ori la mine, nu la biserică, bineînțeles. Dar la... La biserică care... sper că nu-i nevoie niciodată. Nu-i nevoie nici. Slavă Domnului că nu-i nevoie. Ceea ce vreau să scot în evidență e faptul că... Am fost dus la biserică și de tatăl meu. Spune că la 11 ani, când eu aveam 11 ani, am început să fiu dus la biserică mai la început de mama mea la Pentecostal, apoi la o biserică baptistă, și diferența s-a făcut doar dintr-un vis, într-un fel. Mama mea a avut un vis într-o noapte și a visat o adresă și o biserică în Baia Mare. Pur și simplu. Și a zis, vreau să vin în locul acesta și să mă urmez. Asta a fost visul ei. Nu mai fusese niciodată în locul respectiv. Și din momentul acela, nu doar că a venit ea, ci a început să mă ducă și pe mine la biserică și pe sora mea. Am o soră mai mică, cu un an jumate, Alina. Și am început să ne duc la biserică. Dumnezeu a început să-i vorbească și s-a hotărât să-L urmeze pe Domnul în 1992, pe când eu aveam 12 ani. Și mergând la biserică, învățând despre Domnul la grupele de copii, am fost dus la grupele de copii, am început să văd versete, poezii, pot să spun că harul Domnului a început să vină peste mine și să mă cerceteze. Și să pe cum ți s-a părut diferența atmosfera din biserică față de atmosfera din stradă? În 92-93 încă se mai juca copiii cu mingea pe stradă. Bineînțeles, da. Aveam un grup deja format, deși eram așa un preadolescent și înspre adolescență. Și pot era să spun integrat că... în gașcă? Eram integrat, tot mai integrat. Și ca să fii integrat, trebuie să fie să ai câteva aturi. Unul să-ți placă fotbalul, da. Ca să ai o prietenă bună, frumoasă, trebuie să ai tu acesta să joci bine fotbal. De asemenea, trebuia să știi să te bați. Și asta era un lucru care, în gașa în care eu mă integrasem, cei care conduceau gașca aveau deja centura cu un dan, cu doi dani. Deci erau doi acolo care aveau sala lor de karate. Deja începusem de la vârsta de 14 ani, 13-14 ani, să fac și eu karate. Deja... Și ai făcut ceva, vreo schemă de... Știam, da, da, aveam și câteva centuri. Nu am ajuns la centura neagră pentru că înspre deja îmi cerea acceptul părinților mei și... Părinții mei nu știau multe despre ceea ce se întâmplă în stradă, cu gașca și așa mai departe. Dar idealul meu era să ajung în zona respectivă. Să ajung să mă dezvolt în artele acestea. Eu personal... În umeri, în tot. În tot ce trebuie. Da. În tot ce aspect trebuie, fizic. Da, să joc fotbal bine. Te ajuta înălțimea, cât ai? 1,80? Cât ai? 1,83. 1,83, da. Ajuta cu toate, da, în aspectul acesta. Și ce era foarte important era că dacă aveai toate astea, puteai să ai atunci să fii acceptat în grupuri și era un gașcă destul de violentă și făceam multe lucruri, multe prostii, multe... Și pot să spun că deja din preadolescență am fost tentat de gașca de la bloc. Și dintr-o dată, duminică, aterizez în biserică, o altă lume, o altă... Exact. Galaxie. Exact, învățam versete biblice, învățam poezii, aveam programe în biserică, eram dus de mama mea și multe mama mea nu le cunoștea în momentul respectiv, eram dus la biserică duminică, dar în timpul săptămânii aveam o altă viață. Și în contextul acesta, chiar și vara eram dus în tabere cu adolescenții, în care organizate de biserică, de Biserica Baptistă din Baia Mare. Și în contextul acesta Dumnezeu a început să-mi vorbească.
pentru că mi-aduc aminte atât de clar cum un frate păstor american a avut un mesaj din Apocalipsa și ideea principală scoasă în evidență și cu care Dumnezeu mi-a vorbit atât de clar. Aveam 15 ani deja, dar deja m-a fundat, am intrat adânc, tot mai adânc, știi, și în aceste ispite ale adolescenței, da? Am ajuns cu gașca aceasta să-mi placă cu ei. Și parcă acolo aia era direcția care mă tempa. Te simțeai împlinit, te simțeai... Acceptat. Bine, și la biserică eram acceptat, dar și dincoace mă tenta extrem de mult. Dar în contextul acesta, Dumnezeu mi-a vorbit referitor la această parte în care nu eram nici cu biserica, nici aici nu eram 100%, dar nu eram nici cu gașca, parcă era undeva în mijloc. Nu pot să spun că eram 100% cu gașca respectivă, pentru că aveam o tragere, părinții mei aveau câteva principii bune, mă chemau în casă la multă oră, aveau grijă de mine, în detaliu, cu multe lucruri, tot ce aveam nevoie. Și eram în tensiunea aceasta, știi, în care vrei cu aici, dar nu vrei cu aici. Și în contextul acesta Dumnezeu mi-a vorbit prin acest păstor. Ca și cum ai fi cu picioarele în două bărci. Exact. Să-mi amintesc că am văzut o reclamă cu, cred că cu Van Damme, o reclamă la camioane și era pe două camioane care mergeau cu spatele, el stea cu picioarele pe oglinzile camioanelor și camioanele se depărtau și el ajunge și face șpagat așa pe oglinzi. Deci tot mai șpagat era, exact. Deci tot mai da, se lărgea tot mai mult și da. Nu prea poți. Ceea ce mi-a vorbit Dumnezeu este că nu poți să trăiești o astfel de viață. Ești ori într-o parte, ori în alta. Și eu în momentul respectiv puteam să spun că eram cu picior, să zic, în biserică, că participam la biserică, dar nu eram în împărăția lui Dumnezeu. Și asta, ceea ce Duhul Sfânt mi-a vorbit, deși eram un adolescent, 15 ani, e că eu în momentul respectiv nu alesesem de partea cui sunt. Adică nu alesesem, vreau să fiu al lui Hristos. Deci știam atât de multe, deja învățasem la grupele de copii, de grupa mare, grupa de adolescenți. Și în contextul acesta a fost o poate prima dată când am fost scuturat, am mers acasă, am plâns și am zis ceva, nu e în regulă cu viața mea. Ce spunea atunci în predică păstorul respectiv? Era partea aceasta în care ești căldicel. Nu ești nici rece, nici în cloc. Nu ești rece, adică de total depărtat de Dumnezeu, în care tu ești împotriva lui Dumnezeu, și dar nu ești nici în clocul pentru Dumnezeu, nu îi aparții lui Dumnezeu, nu trăiești cu Dumnezeu, nu slujești pe Dumnezeu. Și pentru partea aceasta, într-un fel, m-a frapat, într-un fel, e modul în care aș fi expus, dar pentru că ești căldicel, ești așa, așa, așa. Am să te vărs, adică nu pot să te suport așa, starea aceasta nu pot să o suport, am să te vărs din gura mea. E un verset destul de dur, partea aceasta, de final. Și aceasta m-a atins într-un foarte dur și cumplit pentru cei care sunt într-o care sunt stare. Într-o astfel de situație, da, 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 da. Am amânat, el a făcut o chemare în momentul respectiv, mulți s-au întors la Dumnezeu, în momentul respectiv eu am amânat și am zis, nu pot să ies acolo în față și să se roage pentru mine. Era cu chemare atunci să vii în față, să te rogi și n-am ieșit în față. Era în fața mulțimii, în fața bisericii, acolo, da, în fața mulțimii, așa cum suntem noi. Și ceva ce scot în evidență e, am amânat. Și amânând, am mers mai departe, știi? Dar Dumnezeu, în barca cealaltă, în barca lumii. Am continuat cu viața aceasta, știi? Dar aveam ceva în mintea mea, că nu-i bine, ceva nu-i ok. În vara respectivă, acelui așa, în 95, am participat într-o tabără. În fiecare an am participat într-o tabără. Dar în 95 am mers în Sighetul Marmației, era o tabără foarte frumoasă, mult fan, multă distracție, multe sporturi, îmi place sportul, îmi place să mă implic în toate acestea. Sighetul Marmației e undeva aproape de Săpânța, de... Exact, în zona respectivă, o zonă foarte frumoasă. Cimitirul Vesel era Săpânța, pentru cei care exact, nu știu. Exact, da, da, da. Și pe dealurile de acolo s-a organizat o tabără, se organizează și acum și în prezent. Acolo Dumnezeu a ales să vorbească din nou. Deși am avut un fan extraordinar, ne-am simțit așa de bine cu grupul de la biserică de adolescenți de la Baia Mare, de la biserica actuală, acum se numește Sfânta Treime din Baia Mare. Dumnezeu a fost acela care, da, mi-a vorbit de atâtea ori prin fratele păstor, Iosif Morcan, care e păstorul bisericii din Baptiste din Baia Mare, actuala Sfânta Treime. Dar în momentul respectiv, în tabără era un frate păstor tot american, Tom, și a predicat atât de clar despre iad și cum ajungi în iad. Și ne-a lăsat într-un fel... Care e rețeta de a ajunge în iad?
E foarte simplu. Nu trebuie să faci tare multe, cel puțin nu în direcția aceasta, să te hotărăști să nu-L cauți pe Dumnezeu și să nu... Deci trăiește-ți viața cum vrei tu. Da. Trăiește-ți viața cum vrei tu. Da? Și ajungi în iad. Și ajungi în iad. Nu-i foarte greu să ajungi în iad. Da? Calea e largă. Da. Sunt mulți care apucă și pe ea. Și pe noi ne-a lăsat într-un fel, și asta mi s-a părut așa, nu o tulburare neapărat, ne-a lăsat cu tema aceasta deschisă, iadul. Și a fost din nou un moment în care... A făcut presiune psihologică pe voi? Aveți grijă? A predicat despre Scriptura, a predicat Scriptura, clar. Scriptura și atât. Atât. Următoarea zi a predicat despre Rai și calea spre Rai și despre împărăția lui Dumnezeu. Și a fost momentul în care am zis, eu bine trebuie să... Bine că n-a murit niciun tânăr din ziua slavă dinainte Domnule. Până în ziua următoare. Da, da, da. Într-un fel ne-a lăsat într-un fel cu tema aceasta și a doua zi a prezentat următoarea temă, Raiul și împărăția lui Dumnezeu, și ne-a prezentat atât de clar calea, cum pot să ajung să fiu în împărăția lui Dumnezeu, sau să ajung într-un fel, într-o zi cu Dumnezeu în Rai. Și a fost momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit așa de clar. Și atunci când și El la final a făcut o chemare, a zis, e momentul în care trebuie să mă... Am ezitat foarte mult, foarte mult. Știam multe din Biblie, ziceam, știu eu multe de aici, știu, cunosc, ce să mă... Dar am pus piciorul jos pentru că am conștientizat că sunt un păcătos și că dacă nu mă decid în momentul respectiv să mă împac cu Hristos, nu știu cât har Dumnezeu mai dă. Și pentru că așa de clar aminte cum am mers în față, plângând, am mers în față, acolo, în fața, erau mai mulți care au venit în față și câțiva lideri de acolo din tabără s-au rugat cu noi. Și în momentul acela n-am să uit niciodată. Când stăteam în genunchi, eu mă rugam, el se ruga împreună cu mine. Și a fost un moment, nu știu câte minute, nu mai dau seama câte minute a fost acelea, dar în momentul în care m-am ridicat de pe genunchi, am experimentat o pace și o bucurie care toată distracția din toate taberele, din tot, nu se putea compara cumulate cu momentul acela ce-l trăiam în momentul respectiv. Toată pacea, toată bucuria, toată împlinirea care nu avusesem până atunci, căutând multe, multe lucruri, multe experiențe. Cerul inundă noroiul. Exact. Și Dumnezeu spală, Dumnezeu spală mizeria, știi? A fost momentul în care mi-am adus înaintea Domnului păcatul și am zis, Doamne, te rog să mă curățești și spală și viața mea și vreau să fie o viață curată și vreau să trăiesc curat pentru Tine și vreau să-mi dedic tinerețea, nu vreau să profite cel rău de tinerețea mea, ci vreau să Te urmez pe Tine. Și acesta a fost momentul în care eu m-am întâlnit cu Hristos. Pentru că aminte că țopăiam pe câmp. Deci erau acolo tot felul, nu știu, făceam abstracție de tot ce se întâmplă. Deja eram atât de bucuros că eram plin de bucurie și săltam de bucurie în tabăra respectivă și am zis, Doamne, îți mulțumesc. Și ceva ce a fost momentul în care Duhul Sfânt al Dumnezeu s-a atins de conștiința mea și a schimbat perspectiva vieții mele, știi? Mi-aduc aminte, am venit acasă din tabără și... Este o atingere de dorit când Duhul Sfânt se atinge de conștiința unui om. Unii poate n-ar vrea niciodată să știe altcineva ce este în conștiința lor. Poate și-ar dori nici măcar Dumnezeu să nu știe. De dorit e momentul în care Duhul Sfânt al Dumnezeu coboară, știi? Și unul la mână că atinge conștiința și te conștientizează de păcat, că ai păcat în viața ta și tu te pocăiești de păcatul tău și în al doilea rând îți iluminează conștiința și ți-o duce înspre Cuvântul Sfânt. Tot ce ai învățat, toate versetele, toate, ți le aduce ca autoritate sfântă peste tine. Și cu ce se poate compara trăirea respectivă? Ca o renaștere, într-un fel. E o renaștere, pentru că ce ai văzut până acolo, ai văzut într-un fel, cu o altă perspectivă, dată de, poate, sub influența culturii, sub influența relațiilor, sub influența socială, să o numesc așa. Internetului. A internetului, bineînțeles, acum abundă și mulți sunt absorbiți, îmbibați, da, din influența internetului. Din momentul în care Duhul Sfânt al Dumnezeu coboară, aduce lumină. Și pot să spun un lucru care s-a întâmplat în viața mea și nu mi l-am dorit neapărat, dar mi l-a dus în mine Duhul Sfânt al Dumnezeu. Mi-am dorit tare mult ca cei din gașca cu care mă întâlneam la bloc să știe despre mine. M-am dus și l-am spus. Uite, s-a întâmplat ceva cu viața mea. Ai fost curajos. Da, ne respectam. Taurul de coarne. Ne respectam unii pe alții și am făcut abstracție de faptul că poate vor râde și nu au râs de mine. Nu? Poate 2-3 din gașcă au început să facă bășcălie de mine. Da? M-au respectat și le-am zis, uite, te s-a întâmplat cu viața mea.
Am fost vara aceasta, uite, a fost stat trecut într-o tabără și Dumnezeu a schimbat viața mea. S-au uitat la mine, au zâmbit, așa, nu știu ce zici. În schimb, următoarea săptămână... Să vină unul din gașcă să spună, domnule, băieți, sau cum vă adresați voi, da, am fost într-o tabără și s-a întâmplat ceva cu viața mea. Da. Să spună, probleme. Mai, nu, n-au reacționat rău față de mine, știi, și asta, nu mi-aduc aminte să fi fost alte... Ceea ce a făcut, și asta mă duc Sfântul Dumnezeu și nu mai Harul Dumnezeu. Mi-a pus în gând să mă duc la pastorul meu, la fratele Iosif, și să-i spun, dacă poate să-mi dea câteva Biblii. Și nu știu de unde a făcut rost de ele, dar mi-a dat câteva Biblii și acestea le-am dus la cei din gașcă și le-am oferit cadou. Le-au luat? Le-au primit. Toți? Toți. Excelent. Câte am avut? N-am avut pentru toți, dar am vrut la cei care erau mai lideri acolo în gașcă să le dau Biblie respective și să audă și ei. Și am zis, măi, cartea asta îmi schimbă mie cu o total perspectivă. Multe lucruri am căutat și multe nu le înțeleg, dar sunt fericit acum. Nu știu, am așa o pace. Și atât de mult m-am bucurat că din această gașcă, doi s-au pocăit de asemenea. Wow. Da, unul dintre liderii de găștii și un altul care era parte din gașca noastră s-au pocăit și el a urmat pe Hristos după aceea. Și, excelent. Asta e numai Harul lui Dumnezeu. Numai Harul lui Dumnezeu și este numai gloria lui Dumnezeu și dragostea și îndurarea lui Dumnezeu cum se apropie de noi. Nu noi căutam. Eu n-am căutat. Deși știam multe lucruri și eram dus la biserică, dar e mult mai mult decât să mergi la biserică. A fost ceva ce a intrat în viața mea și pot să și spun asta tot prin lucrarea Duhului Sfânt. Începe să schimbe și să-ți dea o dinamică a vieții care e total alta decât a unui om care trăiește într-o religie. Când îl ai pe Hristos Domn în viața ta, Domn și Mântuitor, când îl ai pe Duhul Sfânt în viața ta, te mobilizează pentru Împărăția lui Dumnezeu, te pregătește pentru Împărăția lui Dumnezeu și te mobilizează și te implică pentru Împărăția lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte și un aspect important. La două săptămâni, o săptămână sau două săptămâni, botezul, am mers înspre comitetul bisericii, am spus fratelui păstor, fratelui Iosif, că aș dori să fiu botezat, ce s-a întâmplat în viața mea, ce s-a întâmplat în tabără. I s-a spus și lui despre cei care l-au urmat pe Domnul în tabără. Ce înseamnă botezul pentru cei care nu sunt familiarizați cu botezul în bisericile baptiste, cum era cazul tău? Ce este botezul? Cum se face fizic și ce reprezintă? Botezul este prin imersiune, prin scufundare la vârsta... în apă. La o vârstă în care ești adult, în care poți să iei decizia aceasta de a-L urma pe Hristos. Și adică să respecte alegerea omului. Dacă omul alege în baza deciziei să fie musulman omului sau hindus, exact, are libertate. Da, și deși eu am fost botezat când am fost micuț, pentru că vin dintr-o familie de ortodoși, deși am fost de multe ori dus la biserică și stăteam sub praporul bisericii și acolo pe rândul de la mijloc, așa într-un fel cum se intră în biserică și știam toți, îi analizam toți praporii și toate icoanele acestea și eram foarte familiarizat cu contextul acesta. Ceea ce s-a întâmplat în momentul botezului, când am ales să-L urmez pe Hristos, a fost total altceva. Prin botez am ales să-L mărturisesc tuturor bisericii că Dumnezeu mi-a schimbat inima, că Dumnezeu e acolo, că am ales să trăiesc cu Dumnezeu pentru totdeauna. Că sunt născut din nou, că am o conștiință iluminată și poate, să zic eu, vindecată și eliberată de povara păcatului. Și toată realitatea, toată această realitate interioară, eu am mărturisit-o prin botez celor din jurul meu. Că Dumnezeu mi-a schimbat viața, că îi aparțin lui. Că nu mai aparțin lumii, că îi aparțin lui Dumnezeu și că vreau să-L urmez pe El. Este un act public de intrare în Biserica lui Hristos. Da, este și un act public în care tu începi să faci parte din trupul lui Hristos. Mărturisești partea aceasta. Dar, în conștiința curată, un cuget curat. Da, și multe elemente scripturale, asta am învățat după aceea, în timp, le-am descoperit că multe lucrări are... Puterii lui Dumnezeu, are Duhul Sfânt al Dumnezeu, multe sunt reprezentate, chiar și fizic, ca omul să vadă. Da? Coborârea Duhului Sfânt peste Domnul Iisus Hristos, a apărut un porumbel acolo. Da? Dar a fost ambele lucruri care, ca o reprezentare că Duhul Sfânt se coboară. Botezul este o reprezentare fizică, că s-a întâmplat ceva spiritual înăuntru nostru. O moarte și o înviere la o nouă viață. Și cele vechi sunt înainte de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Apoi sunt cele noi, care sunt atât de frumoase într-un fel. Și asta e ceva ce e fascinant într-un fel cu Dumnezeu. Din 1995 au trecut mulți ani. Cum este viața ta de credință? Are 25 de ani. Mai mult de 25 de ani. Stau și mă gândesc într-un fel. Nu sunt mulți. Sunt mulți alții care urmează pe Hristos de 10 de ani.
Dar ce mi-aduc aminte este că de la început, de când mi-am predat viața Domnului Iisus Hristos, de după botez, Duhul Sfânt, eu cântam în cor. Și acolo Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a vorbit că vrea să mă folosească ca un slujitor. Nu știam ce înseamnă lucrul acela. Aveam 15 ani. Și atunci s-a deschis un institut biblic în Baia Mare, Timotei, și am ales să urmez cursul institutului atunci, în ziua respectivă. La 15 ani eram cel mai tânăr. Toți colegii mei erau în comitetul bisericii. Eram cel mai tânăr dintre ei. Nu știu ce au văzut ei și cum de m-au acceptat. Dar a fost începutul, într-un fel, de a mă pregăti pentru ceva ce Dumnezeu avea pentru mine. Între timp un început. Pastor într-o biserică baptistă, e slujitor al lui Dumnezeu. Da, a fost un început care merge frumos. Da, slujesc ca și păstor. Dar începutul meu, dar pregătirea mea ca și păstor a fost de atunci. Dumnezeu a pus atunci darul Sfântului Duh în mine. L-am descoperit acest dar de păstorire în timp, mi-a fost confirmat în sânul bisericii. Pregătirea am primit-o așa în timp. Inima mea a fost pregătită în timp și pot să spun, dincolo de acest institut de 3 ani, care l-am urmat în Baia Mare, l-am terminat și l-am urmat în timpul liceului, făceam și liceul și institutul acesta biblic. După ce am luat bacalaureatul, am urmat cursul Universității de Teologie, secția de facultate de teologie, și apoi în 99 am absolvit și cursul de teologie și am continuat să slujesc și am continuat să fiu pregătit de Dumnezeu tot mai mult pentru slujire. La final, spune despre familia ta. Dumnezeu m-a binecuvântat, am vorbit mult despre mine, dar sunt binecuvântat peste măsură de Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu, în planul Lui, din adolescență, rugându-mă, și asta a fost la invitația Duhului Sfânt, am fost învățat într-un fel și de mentorii mei spirituali, să mă rog pentru viața mea ca ansamblu, pentru viitoarea mea soție. Și deși nu o cunoștea, noi eram căsătoriți, mă rugam pentru ea, deși nu știam cine este ea. Un sfat bun pentru tineri. Și un sfat foarte bun, ca să se roage deja și să ceară binecuvântare și protecție și pregătire într-un fel, să vă pregătească unul pentru celălalt. Stau și mă gândesc într-un fel, cum Dumnezeu, asta făceam deja de prin 99, mă rugam. Și când te-ai căsătorit? Și m-am căsătorit în 2003, asta înseamnă la 23 de ani. Deci cu 4 ani înainte tu te rugai pentru soție. Exact, da. Și așa frumos Dumnezeu ne-a pregătit unii pentru alții, pe ea a pregătit-o și Dumnezeu a pus în mintea ei, în inima ei, că va fi o soție de păstor. Da? Fără să ne cunoaștem, fără să știm că vom fi împreună și așa. Și ne-am cunoscut în timpul seminarului, ne-am logodit în ultimul an de seminar, în anul 4, iar după aceea, când am terminat studiile teologice, ne-am căsătorit în anul 2003. Suntem binecuvântați cu 3 copilași, cu David, care acum are 16 ani, cu Ana Luisa, care acum are 13 ani, și cu Isai Rafael, care acum are 12 ani aproape. Ne bucurăm tare mult și e binecuvântarea Dumnezeu. Și spun asta, peste toate este harul lui Dumnezeu. Am văzut cum Dumnezeu este acela care schimbă viața și dă sens vieții mele. Și încă mai are de schimbat și știu asta. Dar îi mulțumesc Dumnezeu și am această liniște și seninătate, indiferent ce vine. Știu că mâna Domnului este peste mine, El este Domn Mântuitor și că îi aparțin Lui. Am acea pecete a Duhului Sfânt, că îi aparțin Lui ori în orice moment. Ce sfat ai pentru cei care nu știu pe ce cale să apuce în viață? Cum spuneai la început emisiunii, erai în două lumi, în două luntri, în două bărci. Ce sfat ai pentru cei care... A fi între, așa cum zici tu, în două bărci, între două bărci, este o stare foarte tristă și aș recomanda... Te rupe, n-ai nicio satisfacție, n-ai nicio bucurie, nici aici nu ești să zici că ești plin de puterea Duhului Sfânt, că îl slujești cu toată bucuria pe Dumnezeu, cu toată pacea, dar nu ești nici acolo să te bucuri de toate cele, adică nici acolo nu ești, părinții nu-ți dau voie sau știu eu ce... Nu te simți bine, că nu ești educat în stilul lui, n-ai libertatea aceea care o au ei, să facă toate mizerile acelea care se întâmplă. Și atunci aș încuraja tinerii să se hotărască pentru Hristos. Dumnezeu. Pentru că spun un lucru, deși au trecut 25 de ani, mai mult de 25 de ani, nu regret o clipă că l-am urmat pe Hristos. Că trăiesc cu Hristos și mă laud pe Domnul pentru asta. Pentru cei care nu se hotărăți, te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu, mai avem un minut din emisiune. Bineînțeles.
Doamne, stăm înaintea Ta și ești un Dumnezeu plin de dragoste, ești un Dumnezeu îndurător și îți mulțumim pentru că L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos să își dea viața pentru păcatele noastre, pentru fărădelegile noastre. Doamne, îți mulțumim pentru clipele acestea și îți mulțumesc pentru tot aceia care ne urmăresc în momentele acestea. Doamne, te rog, acolo unde sunt ei, în momentul acesta, te rog să te atingi de ei și te rog prin Duhul Tău ce Sfânt să le vorbești și, Doamne, ajută-i să se hotărască pentru Tine. Doamne, știm și mi-ai arătat așa de clar că nu se merită o viață fără Tine și ajută și pe ei să conștientizeze că nu se merită să trăiască fără Tine, Doamne. Îți mulțumim pentru că Tu ești acela care te înduri prin harul Tău de noi și continui să o faci. Și mă rog, Doamne, să lucrezi în continuare mântuire în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin, mulțumim frumos. Nu merită să trăiești viața fără Hristos. Ține minte acest lucru.